La Agriplanta Vest, italianul Raimondo Malocci s-a alăturat echipei Ferma cu o misiune mai aparte, aceea de a-și arăta măestria în arta culinară. Originar din Sardinia, Raimondo Malocci s-a stabilit în Banat în urmă cu 19 ani. Cu timpul a devenit cunoscut în gastronomia bănățeană ca producător al brânzeturilor din lapte de oaie și de capră, preparate după rețete tradiționale italiene și promovate sub brandul Floare din Banat. Raimondo deține multe secrete ale bucătăriei sarde și asta a dovedit-o din plin la Agriplanta Vest. Protagonistul demonstrațiilor de gătit de la standul Ferma ne-a prezentat rețeta și modul de preparare a unei specialități gastronomice care este foarte apreciată în Italia, prepelițe japoneze la grătar. Numele meu Raimondo Malocci, sunt aici în România de 19 de ani, în sfârșit a găsit o sursă foarte potrivită de prepelițe crescute aici în Banat. Prin prietenii așa foarte apropiate am reușit să intre și eu în posesie. Azi ne facem aceste proțape de prepelițe la grătar, cum vedeți aici în imagine, simple, numai cu sare, piper și o bucățică de costiță fumată, o slanină. Și cu jumate de oră sunt pregătite, gata să se poată degusta. Elementele sunt foarte simple. Sare, ripeto, sare și un puțin de rozmarin, am uitat, rozmarin. Rozmarinul îi dă gust și savoarea. Specific la carne de pasăre, rozmarinul se potrivesc. La carne de oaie, la carne de porc, avem alte condimentele foarte naturale, fără multe arome, că trebuie să se simte gustul de carne, non din mirodenie, atât, foarte puțin. Simplu. Noi gătim tot timpul la proțap, ne place așa, nu știu pentru ce. Noi, populația italiană? Da, noi, populația italiană, în specific din Sardinia, eu sunt din Sardinia. Țin a precizat că sunt din Sardinia, pentru că la noi se prozesc des. Aceste scule sunt produse utilajele, nu știu, sunt produse chiar la noi da un artizan care produce proțapele, că merge și cu curente, și cu baterie, cu orice. Se non chinuim prea mult la lângă foc. Prepelițele le-ați ales după anumite criterii? Nu, prepelițe m-am apelat de anumite prieteni care are o crescătorie. Ei sunt prepelițe de 3 luni, așa mi zice ei, și le-a abatorizate speciale pentru noi și încercăm să le valorificăm diferite, că tot timpul nu se găsesc pe piața românească, nu mai aduse din străinătate. Cum se servesc prepelițele? Asta se servesc, noi de obicei servim asta cu un sistem de un pizzimonio, că serve chiar o ciascuță așa, cum am în mano, umplută de ulei de măsline, piper și sale, se întinge verdețuri așa și se mănâncă crude, fără salată. Pizzimonio. Da, un sos, numai de ulei de măsline, piper și sale, atât. Garnitură? Garnitura de cu asta pot să cartofi prăjiți sau la cuptor, fantaziile sunt multe în bucătărie, nu se știe ce ai la dispoziție. Cât timp durează tot procesul de pregătire? Eu seamă ceva prăjit, cot bine, trebuie o oră și jumătate. Sunt micuțe, mare nevoie de o anumită atenție. Și mă ajută foarte mult aceste rotisoare. Carnea de prepeliță este deosebit de fină, conține puțină grăsime și este bogată în proteine. De asemenea, este apreciată în gastronomie pentru savoarea specifică preparatelor din vânat și pentru valoarea ei dietetică. Prepelița japoneză și prepelița faraon sunt cele mai răspândite rase crescute în exploatațiile din Europa, dar și în România. Prepelița japoneză originară din Asia de Est se exploatează în special pentru producția de ouă, dar se pretează foarte bine și pentru producția de carne.